Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și de Siguranță Alimentelor a declarat alertă națională față de punerea în vânzare pe piața românească a unor loturi de pește merluciu infestat cu viermi și a unei importante cantități de carne de pui importantă din Polonia, conținând salmonela. Și la Neamț, Direcția Sanitar-Veterinară și de Siguranță Alimentelor Neamț a procedat la verificarea și confiscarea cărnii infestate. În județul Neamț nu a intrat din carnea de pasăre din Polonia niciun gram de carne. Există listă de distribuție, dar ne-a ferit Dumnezeu, Neamț nu avem așa ceva. Vis-a-vis la alerta informativă cu merluciu, cu pești, inspectorii de SVSA pe lista de distribuție au verificat în teritoriu toate unitățile. Așa, și am inițiat procedura de retragere, respectiv de rechemare a acelor cantități care au fost puse spre comercializare. Nu, în rest, nu sunt alte probleme care să facă obiectul informațiilor publice. Inspectorii sanitari veterinari au procedat în conformitate cu legea la retragerea și distrugerea cărnii infestate și la amendarea agenților economici care au pus în vânzare alimente necorespunzătoare. Au fost sancționați unitatea de origine, deci cea care au transmis spre vânzare peștele. La noi s-au găsit în 2-3 unități câteva kilograme, așa, nu știu, repet, am retras de la vânzare prin procedura de rechemare a loturilor suspicionate și cu maximă seriozitate vă spun și informez opinia publică că nu există în județul Neamț actualmente, astăzi 16.05 când stăm de vorbă, motive de îngrijorare în ceea ce privește comercializarea produselor de origine animală în supermarketuri, hipermarketuri, în rețeaua de distribuție aferentă județului Neamț. Reamintim faptul că au fost depistate în magazinele din România peste 23 de tone de merluciu congelat provenind din Spania, infestat cu larvele viermelui Anisakis, intrate în România prin 6 loturi. Omul la rândul lui se poate infesta și el cu acești paraziți prin ingerarea cărnii insuficient tratată termic. Carnea infestată consumată de om conduce la toxi-infecții alimentare. Anisakidoza umană se caracterizează prin manifestări alergice cutanate sau articulare, dureri și sindrome suboccluzive. Din fericire, cele 1500 kg de carne de pui infestată cu salmonela importată din Polonia a fost retrasă din circuitul comercial înainte de a fi pusă în vânzare. Încă o dovadă a faptului că rețelele de comercianți nu au niciun fel de scrupule atunci când e vorba de câștig facil, chiar dacă prin acțiunile lor pun în pericol viața oamenilor.